Ce țopârlan, ce sclav nătâng mai sunt! Actorii ăștia chiar știu să stoarcă lacrimi pentru Hecuba. Dar ce înseamnă ea pentru un actor sau el? Ce-i pentru ea? Cum s-ar simți de-ar pierde ce-am pierdut? Cu un tată ucis și un tron furat. În sânge și-ar preface lacrimile. Cu jalea i-ar uimi pe toți cei din jur. Ar uimi pe toți neștiutorii și-ar lăsa perplexi pe cei școliți. Ori eu, cu un tată ucis de un nemernic, stau ca un bou pierdut în dulci visări, nu fac nimic! Înseamnă că sunt laș. Smulgeți-mi barba, duceți-mă cu preșul, înjurați-mă și am să rabd! Ah! Tu, viață! Hai de minte, dă-i bătaie! Frumos îți șade fiul unui tată iubit să dai din gură ca o târfă, ca ultimul rândaș! Minte, dă-i bătaie! Am auzit că niște spectatori ce se știau cu musca pe căciulă, văzând o scenă magistral jucată, și-au dat pe față crimele mai vechi. Stafia aia poate-i necuratul și, profitând de faptul că sunt slab și trist și domină pe cei ca mine, vrea să mă arunce în iad. Adun dovezi și piesa asta este cursa mea din care cugetul regelui nu are scăpare. Bărbatul din aceste imagini este cel care a îngrozit capitala în iarna anului 2020. El este cel care vâna și agresa sexual femei, amenințându-le cu un cuțit. A fost condamnat pentru faptele comise la 7 ani de închisoare. Este încarcerat de mai bine de 2 ani în penitenciarul Rahova. El este actorul de după Grati, un talent irosit. Cum e la închisoare? greu. Frumos caută fiecare să-și facă cât se poate după puterile și mecanismele de a vedea partea bună în orice situație, poate mai grea, mai dificilă. Ceea ce contează până la urmă, să reușești să, dacă poți, să te legi de lucruri bune pe care ai să le înveți, pe care poate poți să le mai lucrezi cu tine, lucruri care poate afară nu au fost lucrate, și aici ai oportunitate să ai mai mult atenție pentru ele, mai mult timp chiar. În rest, sunt aspecte bune, cum spuneam. Am un regim de viață destul de sănătos, mă culc de vreme, mă trezesc de vreme, muncesc, mănânc regulat, fac sport cât pot, citesc, scriu, joc teatru, merg la colinde. Am fost chiar la Casa Patriarhală, l-am colindat pe prea fericitul Daniel. Cum a fost întâlnirea cu pușcăria? Prima zi, vă aduceți aminte? Păi, prima zi a fost ceva greu de scris. Cred că omul oricum are tendința să uite, să treacă peste lucrurile negative care s-au întâmplat de-a lungul timpului. Dar pot să-mi aduc aminte ușa care s-a trântit după mine cu un răsunet în care prevestea că începe practic o nouă viață, un nou mod de a fi. Și cu acel trântit a fost pe o circă unde am ajuns prima oară să noptez prima oară. Atunci au început practic, aș putea spune, ca un fel de circ. Un circ al ciudățenilor, al ciudaților, poate. Na. Știați ceva de închisoare înainte? E adevărat că am avut această tendință de a considera închisoarea ca fiind un lucru în care lumea, când intră, brusc devine altceva. E automat exclus din societate. E într-o lume unde, practic, nu că nu ar mai fi om, dar ar fi un denigrat, un renegat. Ați devenit altceva? Nu. Am devenit poate mai om decât eram înainte să ajung aici și poate mai conștient de acest lucru. Dar ce s-a întâmplat de a fi fost condamnat? Am avut o cădere.
am avut un derapaj în urma unei despărțiri, dintr-o relație în care am investit foarte mult, au fost implicații pe toate planurile. Practic a fost relația în care am avut cele mai mari implicații din viața mea. A fost o situație pe care nu am știut să o gestionez și o presiune și o tensiune pe care nu am știut să le fac față și care nu dispăreau. Am avut o perioadă de vreo lună, două de zile în care mă trezeam zi de zi, din vise poate unele mai frumoase, într-un coșmar. Și indiferent ce făceam, mă întâlneam cu prietenii, cu prietene, cu... aveam tot felul de întâlniri, de nu reușeam să-mi revin deloc. Aveam tendința și chiar credeam că urmează să-mi pierd și mințile. Și atunci, în situația asta, am căutat să fac ceva extrem ca să mă scoată cumva din starea asta, care nu prevestea nimic bine. A trebuit să mă agăț de ceva, de o acțiune, de o activitate nebunească, efectiv. Asta a fost decizia, pe care, singura decizie, atât am adus capul în momentul ăla. Alexandru Zudor are 48 de ani și se prezintă lumii ca fiind actor. Când era liber, a jucat în nenumărate reclame comerciale pentru produse alimentare, dar și în campanii pentru anumite medicamente. De asemenea, a mai pozat pentru coperta unei cărți. Sigur, am crezut că am ajuns la un prag al suportabilității, al chinului, al suferinței atunci. Problema pe care am avut-o, conflictul interior, am reușit să-l gestionez singur și să ies din el chiar cu o lună înainte să fiu arestat. Îmi rezolvasem cumva această problemă din care nu puteam să scap. Reușisem să mă ridic peste provocarea în sine. Dar în momentul ăla când am considerat că am atins limita, mi-am dat seama că răul care urma să vină și greul care urma reprezentat de pușcărie, de condițiile de aici, de faptul că nu mai pot să văd copiii, să nu mai pot să vorbesc cu ei, asta au fost lucruri mult mai greu de suportat decât acel prag pe care inițial îl consideram maxim. Cum a reacționat familia? Au fost, bineînțeles, speriați, nu știau ce s-a întâmplat, nu știau ce să facă. Mă refer în special la părinții mei. Tatăl meu între timp a murit anul trecut în august. Oameni în vârstă, 78-79 de ani, era exact lucru de care aveau nevoie să audă în perioada asta, la lor de final de viață. Erau disperați, chiar, iar copiii, inițial, nu știam cum și ce să le spun. Vorbeam cu ei de 2-3 ori pe săptămână. Și în cele din urmă chiar am reușit să și vorbesc și să le explic în termeni cât mai general cam ce s-a întâmplat și de ce am ajuns aici. A fost un moment dificil, dar cel mic chiar mi-a plăcut, a fost un erou și a zis: tată, eu vreau să știu de ce ai ajuns acolo, sunt destul de mare, avea 8 ani, pot să duc. Și... da, cam asta a fost reacția părinților, care au venit, m-au susținut. Bineînțeles, tata a fost dezamăgit, supărat, cum am putut să ajung să fac așa ceva, ce s-a întâmplat cu mine, de ce era ușor. Dar cred că e cel mai important, totuși, faptul că au fost lângă mine. Că m-au susținut așa cum au putut, cu pachete, cu bani, din puținul pe care l-au avut. Vă reproșați ceva? Sunt multe lucruri pe care mi le reproșez. Ulterior arestului meu am avut valuri și valuri de conștientizări, de realizări, de cum am putut să ajung într-un asemenea statut, într-un asemenea loc. Sigur, îmi reproșez multe. În primul rând, îmi reproșez că nu am avut poate
puțin mai multă tărie să mai aștept în acea tensiune în care eram acolo închis. Deși nu mai suportam, nu, altfel nu știu cum să... După ce am ieșit din ea, mi-am dat seama că problemele se puteau rezolva mult mai ușor și mult mai degajat, fără niciun fel de alte implicații negative. Alexandru a ținut primele pagini ale ziarelor și a deschis buletinele de știri ale televiziunilor cu faptele sale. Acțiunile sale au fost îndelung analizate. Actorul, adulat de multe fete, a fost însă și cel care a îngrozit alte nenumărate femei. Potrivit anchetatorilor, Alexandru umbla cu un cuțit la el și ataca femei în stradă sau în lifturile blocurilor din sectorul 5 al capitalei. Unele fete au reușit să scape și au reclamat la poliție. A existat însă o altă femeie care, sub apenințarea cu un cuțit, a fost violată. Alexandru a fost identificat după imaginile de pe camerele video din zonele în care a atacat. N-ați încercat în perioada aceea să apelați la un ajutor profesional? Tocmai. Am încercat, am avut o discuție cu o fostă colegă care era chiar psihoterapeut. I-am explicat speța mea, noi am avut o dinamică de relație destul de complexă și a zis că nu este pe profilul ei dacă îmi recomandă pe cineva. Și chiar mi-a recomandat o persoană, mi-a trimis contactul, dar nu am reușit să ajung în timp la acea persoană să... Și nici nu am avut puterea, dar mi-am dat seama că aveam nevoie de un ajutor în momentul ăla. De fapt, era un lucru binevenit atunci. Îmi dau seama că probabil sunt mulți care trec prin astfel de momente și căderi psihice sau sufletești și e bine să aibă măcar în acea perioadă. Copiii v-au reproșat ceva? Cel mare nu mai vorbește deloc cu mine. Am avut o perioadă când am vorbit cu amândoi, însă nu am mai avut pe urmă participarea mamei, care s-a retras din comunicarea cu mine după o lună de zile după ce am fost arestat și a zis că pur și simplu nu mai poate. Pe copii am reușit să-i resun la vreo 8 luni după ce a fost dată și între timp sentința. Am făcut și apelul și atunci mama lor a considerat că e bine să vorbesc o singură dată pe lună cu ei la telefon. Cel mare însă n-a mai vrut să vorbească cu mine. S-a lovit de un blocaj. Din ce am înțeles, dintr-o scrisoare de la DGASPC care au consiliat pe copii, pe micuți, am înțeles cumva că el vrea să rămână, să-și păstreze imaginea de tată bun și curat, cumva nepătată și neatinsă și asta ar fi fost un motiv pentru care nu a vrut să continue. Copiii au avut probleme prin prisma faptului că ați fost condamnat, nu știu, au fost marginalizați la școală de vecin sau au avut Au fost niște probleme care au apărut, lucruri pe care eu aș fi vrut să le discut cu mama lor și să găsim un suport pentru ei și chiar prezența mea, măcar telefonic, mi se părea destul de importantă în această perioadă. Dar au fost niște părinți destul de deschiși la minte și au înțeles că e bine să nu se facă prea multă vâlvă. Au reacționat destul de repede, au avut un grup din ăsta pe WhatsApp și au căutat să acopere cât se poate subiectul și să nu se discute prea mult de acest lucru. În instanță s-au prezentat probe potrivit cărora Alexandru, atunci când ieșea pe străzi, să vâneze femei, se îmbrăca în haine ponosite, putând fi foarte ușor confundat cu un om al străzii. De fiecare dată avea la el un cuțit. Ultimul atac al actorului a fost în liftul unui bloc din sectorul 5 al capitalei. Femeia a reușit însă să scape. A reclamat imediat la poliție, unde mai erau și alte plângeri similare. În momentul în care ați fost arestat, erați căsătorit sau... Eu am fost căsătorit până în 2015. Arestat am fost din 2021. Am fost divorțat, practic, din 2015. Și am încercat să-mi refac viața cu o altă parteneră într-o relație de 2 ani și jumătate, cea dinaintea arestului.
Cu mama am avut tot timpul o relație bună de parteneriat și prietenie în creșterea și educarea copiilor. Chiar am și încercat la propunerea ei reluarea relației de cuplu de două ori, odată chiar înaintea arestului. Odată în 2017, cred că a fost, și am stat vreo 6 luni să încercăm să reluăm relația. Și chiar credeam că atunci o să fie cu noroc. Ce lume ați găsit la închisoare? Lume? E foarte colorată, din virulentă, de multe ori ușor, cum se spune, explozibil, adică imediat se aprind, să iau foc, oameni care nu au foarte multă răbdare în general în a gestiona tot felul de situații sau de discuții. Dar cu toate astea pot spune că există un cod totuși al oamenilor aici de respect, de coeziune, de interacțiune, care de multe ori oamenii de afară nu-l au și de care nu țin cont. Și pot spune că am găsit, poate câteodată spre surprinderea mea, oameni într-un loc în care nu mă așteptam să găsesc atât de multă înțelegere. Ați avut probleme în momentul în care ați fost încarcerat prin prisma faptei? Au fost niște probleme și toată lumea tinde să te judece în primul rând pe din perspectiva faptei. Însă am reușit ușor să le încet încet să le gestionez, să le depășesc. Lumea din când în când își mai aduce aminte și dacă nu-i convine, poate îți mai apasă pedala, mai apasă pe rană să-ți amintească. Dar încet încet am reușit să-mi câștig cât de cât o apreciere, un respect, să le explic tuturor că a fost doar un moment în care am căzut și nu... Cum a fost această perioadă de la încarcerare și până acum? Foarte intens trăită. Foarte, deci asta aș putea spune, că în fiecare zi există o intensitate pe care nu ai cum să o diminuezi, nu ai cum să o îmblânzești, ci ai acolo în fiecare zi. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să te obișnuiești cu ea de-a lungul timpului și să... E ca și cum trece tot timpul un tren accelerat sau rapid prin tine în fiecare zi și nu se oprește. Cel mai greu moment care a fost? Cel mai greu moment sunt poate mai multe, sunt tot timpul cu gândul la copiii mei, că ei acum se gândesc ce gândesc, nici nu știu cum sunt, cum arată, mama lor nu mi-a mai trimis nicio poză, nici... Deci astea sunt pentru mine, pentru că am avut o relație foarte aproape, am învățat să schieze, să nuate, am învățat limbi străine, i-am dus la școală de muzică, ne-am jucat, ne-am plimbat, am fost pe munte, adică am avut o relație foarte strânsă și apropiată cu ei. Și brusc lucrul ăsta să se întretaie și să se rupă e ca și cum devin infirm. Mie mi se pare chiar inuman. Chiar un lucru care organic l-am simțit foarte, foarte, foarte mult. Dacă nu ar fi fost poate acest lucru, cred că mi-ar fi fost mai ușor. Alexandru a dorit să apară la televizor să-și spună povestea. Are adevărul său pe care îl strigă. O realitate însă contrazisă de faptele sale. Își dorește cu disperare ca lumea să nu-l mai blameze. Transmite un mesaj de recunoaștere și de asumare copiilor săi. Am devenit poate mai om decât eram înainte să ajung aici și poate mai conștient de acest lucru. Am devenit poate mai om decât eram înainte să ajung aici și poate mai conștient de acest lucru. Alexandru a crescut în capitală, a fost, cum singur se descrie, un prinț al vremurilor sale. A terminat o școală de renume din București, unde a avut colegi, copiii unor personalități culturale de prestigiu. A avut prieteni influenți și cunoștințe cât cuprinde. Actorul de la Rahova își povestește acum viața cu umorul amar, specific lumii condamnaților. Cât de vinovat vă considerați?
Mă consider cât se poate de vinovat pentru faptele pentru care am fost condamnat și arestat și pe această cale chiar m-aș bucura să folosesc acest prilej. Am încercat încă de la bun început, prin apărătorul meu, cu care din păcate nu m-am înțeles bine, să cer iertare persoanelor pe care le-am lezat, pe care le-am afectat, și să le asigur de toată considerația și de respectul meu. Pentru că eu am respectat întreaga mea viață și existentă, am apreciat femeia și am, indiferent în ce postură a ei, am fost tot timpul un apărător și un susținător al femeilor și îmi pare foarte rău că prin acea lipsă de stimă de sine pe care am avut în acea perioadă am ajuns să le lezez cumva într-un fel. Și vreau să le cer iertare și să le asigur de faptul că n-am niciun fel de resentiment, că mi-aș dori ca toată suferința pe care le-am provocat, sperietură mare, că la mine cam asta a fost problema. A fost un impact, un șoc în care cu siguranță le-am afectat și le-am speriat foarte, foarte tare și pe, le-am și afectat din punctul ăsta de vedere. Dacă aș putea să fac ceva, orice, ca să le liniștesc, să le alin suferința, aș face cu cel mai mare drag și n-am niciun fel de resentiment pentru ele. Asta a fost clar. Au fost mai multe persoane? Da, a fost o faptă concurentă. Inițial, în codul vechi, ar fi fost o agresiune, nu ar fi fost un viol, practic. Au fost, practic, două tentative și această faptă care s-a... faptă consumată, așa se numește. Dar nu a fost, practic, un viol cum ne imaginăm, ci, conform noului cod penal, orice pătrundere a, cum îi spune, organelor sexuale cu orice obiect este considerată ca fiind viol, dar fără doar și poate, e clar că am o mare vină, mi-o recunosc și îmi pare foarte rău că am ajuns să fac așa ceva. Nu am știut ce să fac altfel în acele momente, să ies cumva. Am avut o încercare, adică n-am putut să depășesc orice limită. Tocmai asta a fost, că eu am fost o persoană care am ținut tot timpul cont de participarea, de interesul și de plăcerea partenerelor mele. N-am putut niciodată să trec în asta a fost principalul meu stimul. Cât nu a existat ceva din acestea trei, eu n-am putut să continui. Același lucru s-a întâmplat și în cazul faptelor până la urmă. N-am putut să continui pentru că n-am putut să trec orice reținere, orice... A fost o nebunie în care am reacționat, dar cu siguranță nu puteam să trec. Aveam nevoie de acest mod de a alerga după cai verzi pe pereți, o nebunie, dar nu am putut să trec peste a face rău cu adevărat. Pare la prima vedere cel mai vesel deținut, ascunde însă în sufletul lui multe tristeți și dureri, duce dorul copiilor săi, dorul libertății pe care a pierdut-o, spune el, într-un moment de revoltă și de rătăcire. Sunetele libertății pe care le aude acum din spatele gratilor l-au obligat să se descopere și să se înțeleagă. Luminile altei vieți răzbat rușinate prin geamurile închisorii. Ceața și negura de dinainte de încarcerare par a fi înlăturate. Ce făceați afară? Cu ce vă ocupați? Am avut o carieră non-stop din anul 94. Am lucrat cu carte de muncă până în prezent, înainte de arest. Am avut o perioadă în care am stat și în Germania, am făcut studiile facultății de sport și am lucrat acolo, am revenit în țară, am continuat lucru, am început să lucrez pe baza cunoștințelor în limba germană și am ajuns să fiu administrator IT, suport tehnic pentru una dintre cele mai mari firme de farmaceutice din lume pe limba germană. Deserveam trei țări, Elveția, Austria și Germania și chiar eram apreciat peste tot și la locul de muncă și eram recompensat, premiat, creșteri salariare, adică lucrurile mergeau foarte bine din punctul ăsta de vedere, eram pe o pantă crescătoare.
practic nimic nu ar fi... Și apreciat și respectat de colegi, colege, întotdeauna. Ce fel de om sunteți? Cum v-ați descrie? Paradoxal, eu m-am considerat tot timpul un om care e preocupat de partea constructivă a binelui. Eu am studiat foarte mult mecanismele și practicabilitatea, pragmatismul binelui. Consider foarte mult că nu putem să obținem nimic în viață dacă nu suntem orientați într-o formă constructivă către bine. Tot ceea ce este negativ, practic, este greșit, este incorrect și este un semn că e bine să îți cauți o variantă constructivă sau o cale bună de a face ceva. Cred foarte mult în bine. Și mecanismele pe care le-am studiat și pregătit afară în dezvoltarea mea personală mi-au folosit într-adevăr și aici. Aici ce faceți de dimineața până seara? Lucrez în mare parte, sunt croitor. Aveam niște mici cunoștințe, aveam o mașină mai veche acasă și mai lucram mici peticeli, cârpeli. Dar mi-au fost de folos și aici lucrez la atelierul croitoriei în 5 zile din săptămână. Am diferite lucrări. Mă întrețin fizic, fac sport, flotări, tracțiuni, ce putem să adunăm, joc cu plăcere, tenis de masă. Citesc și scriu până la urmă. Am destul de multe lucruri pe care vreau să le scriu. Intenționez să duc la bun sfârșit 2 sau 3 cărți la care lucrez în paralel. Particip la cursuri educaționale, educative. Chiar am obținut un astfel de curs pentru deținuți. Am obținut un curs de croitorie și a fost un lucru foarte frumos și plăcut. Și activități culturale. La biserică am făcut parte, cum am spus, din corul de colinde, unde am avut o abordare anul ăsta mult mai profesionistă, să spun așa, și au ieșit foarte frumoase colindele. Nu ne-a venit să credem când am auzit înregistrarea. Și prin faptul că am completat cu actoria cât am stat în libertate, eram actor de reclame, destul de folosit, să spun așa, am fost anul ăsta și rolul principal din piesa Hamlet, care s-a pus aici în scenă prin programul de reabilitare prin cultură. Spune lumii cu o amărăciune cutremurătoare că el a fost cândva un orb ce bâșbâia prin viață. Nu știe cu siguranță de ce a fost să fie așa, de ce el, talentul lui, au smiorcăit în fața vieții. Are 48 de ani și viața sa se descrie simplu, actor ce s-a vrut odată a fi rege în destinul său și închisoare. Niciodată nu a dorit cu adevărat să caute ajutor, a lăsat să treacă zilele tremurând a neînțelegere. Povestirile sale ridică multe semne de întrebare. Vorbește despre niște trăiri reale din viața sa și a altor mulți români. Arată cum oamenii aflați într-o situație de ceață a minții refuză adevărul. Cât mai aveți de stat aici? Indecis de... Sunt aceste liberări condiționate. Mai sunt practic 2 ani și câteva luni, 3, 4, 5 luni până la termenul de liberare condiționată. Acum, în funcție de amânări, de cum sunt văzut, înțeles, mai mult sau mai puțin. Și cum vedeți perioada asta? E o perioadă, cum am spus, intensă și dificilă. Pentru mine e important să știu că copiii și băieții mei sunt bine și asta e un lucru pe care încă nu am cum să-l confirm și pentru asta eu mă consum și mă agit mult, mă consumă, mă arde. Credeți că veți fi acceptați de cei de afară după ce vă veți elibera? Carl Jung spunea o vorbă, zis că dacă nu arăți oamenilor ce ești, o să spună lumea ce să fii. Cu alte cuvinte, eu am avut tot timpul preocupări către bine și altele nici nu am și nici nu vreau să am. Știu că mi-am gestionat acel hop prin care am trecut și m-am asigurat să nu mai ajung vreodată într-o astfel de situație, să nu mă mai las afectat, că de mine asta s-a întâmplat.
m-am lăsat afectat și am permis acest lucru și de atunci m-am asigurat după toate pragurile de suferință pe care am trecut, prin care am trecut de când sunt închis, că nu o să mai ajung într-un astfel de moment al lipsei de stimă de sine. Asta... V-ați făcut prieteni aici? Frați de suferință, aș putea spune. Prieteni, nu știu dacă aș fi cu toată lumea, poate pe unii nu i-aș mai băga în seamă sau nu i-aș băga în seamă, dar suntem până la urmă aproape ca o familie, adică suntem mai mult decât prieteni. Stăm în același loc, împărțim același spațiu, sunt oameni de afară care nu se înțeleg bine cu părinții, cu nevestele, cu bărbații, cu copii și se ceartă într-un apartament de 4 camere, ori noi stăm 8 persoane care pe deasupra suntem și infractori, 24 din 24, afară mai iei taxiul, te mai duci undeva, mai vezi un film, mai știu eu, mai faci o acțiune. Aici, o activitate, aici ești tot timpul acolo, în mijlocul lor. Cât de mult v-a schimbat închisoarea și v-a schimbat în bine sau în rău? Eu văd doar că am fost schimbat în bine și nu pot să-mi dau seama cât de mult. Știu că am lucrat cu mine, lucrez în continuare, trag de mine să devin mai bun în tot ceea ce fac, la coritorie, la teatru, la cor, la orice activitate în care mă implic. Caut să găsesc cea mai bună variantă a mea. Nu am o scală de măsurare să-mi dau seama unde am ajuns. Pur și simplu, eu trag de mine, dar nu știu unde sunt. N-am puncte de reper. Ce ar trebui să știe lumea despre închisoare? Și de bine și de rău. Eu cred că închisoarea deservește unui scop social, unui scop în favoarea societății. Și anume, este bine de știut că nu putem să aruncăm niște oameni, să uităm de ei, să-i stârpim poate ca pe niște gândaci în mintea noastră, să le ștergem existența și să ne gândim că nu mai sunt oameni. Că ei sunt acolo niște fiare, niște ceva. Adică ăsta este ultimul lucru pe care ar trebui să se gândească sau să-l vadă o societate sănătoasă. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că oamenii ăia, cei mai mulți dintre ei, se întorc în societate. Și felul în care sunt tratați aici este un lucru foarte important pentru ei. Mulți dintre ei au o șansă să devină mai buni și este... important ca scopul societății este să aibă grijă prin persoanele autorizate, instituțiile autorizate, ca acești oameni într-adevăr să iasă mai buni de acolo. Alexandru a executat până acum peste 2 ani de închisoare. Cu toate acestea, a rămas un om vesel, râde plin de tristețe când își aduce aminte de trecut. Explică simplu că el a avut un moment de rătăcire, de necunoaștere. Are un umor aparte, specific lumii condamnaților. El a reușit să supraviețuiască în această lume a frustrării. S-a reinventat prin amintirile libertății sale, prin ideile minții sale pierdute cândva într-o revoltă greu de înțeles. A fost un risipitor de iluzii. A strâns toate amintirile bine undeva în adâncul sufletului. Va scrie cândva o carte sau două, atunci când își aude gândurile și când acestea dau năvală în realitate. De ce vă este cel mai tare dor de afară? De copiii mei. Nu-mi lipsesc multe lucruri pentru care afară m-aș fi o pizza, o mâncare, la mare, la plajă. Lucrurile astea nu sunt așa de importante. Dar îmbrățișarea de la copiii mei este cel mai de preț lucru. Aveți un mesaj pentru ei? Vreau să știe că tatăl lor a fost un om bun și este în continuare un om bun și că nu a avut decât o cădere. Doar un moment de cădere. În rest, e... același om bun pe care l-au știut întotdeauna și care iubește și e acolo cu sufletul și cu fiecare respirație lângă ei. Vă vedeți având o altă familie? Pentru mine familia momentan sunt cei doi copii ai mei și părinții mei, fosta soție
e binevenită să reluăm orice modalitate de parteneriat pe care și-o închipuie sau și-o imaginează, dar pentru mine foarte important sunt copiii, ei sunt practic și generația viitoare a societății și de aia mi se pare normal ca ei să fie bine și să crească, să aibă parte de o creștere sănătoasă și afectivă și fizic. A iubit și nu a iubit, a luat trăirea de fiecare dată în râs. El s-a iubit cu disperare, ca toți ceilalți deținuți, și Alexandru se vrea cât mai repede liber, să-și vadă copiii, să știe că aceștia l-au iertat. Visează cu ochii deschiși la zilele ce vor veni. Nu știe ce-l va aștepta afară. Speră ca societatea să-l reprimească. Speră să găsească adevărata iubire, cea care să-l reinventeze, să-l ajute să uite trecutul. Să nu fie un biet pușcăriaș, sărman, plin de nenoroc și de neînțelegere. Am devenit poate mai om decât eram înainte să ajung aici și poate mai conștient de acest lucru. Alexandru Zudor, o poveste amară din închisorile românești, o poveste de neurmat. Vorbește cu detașare despre negura minții omenești și despre lumea pușcăriilor din această țară. Descrie o comunitate de neimaginat. Deocamdată este un biet actor pierdut în întunericimea unei minți. El este cel ce este. Ce țopârlan! Ce sclav nătâng mai sunt! Actorii ăștia chiar știu să stoarcă lacrimi pentru Hecuba. Dar ce înseamnă ea pentru un actor sau el? Ce-i pentru ea? Cum s-ar simți de-ar pierde ce-am pierdut? Cu un tată ucis și un tron furat. În sânge și-ar preface lacrimile. Cu jalea i-ar uimi pe toți cei din jur. Ar uimi pe toți neștiutorii și-ar lăsa perplexi pe cei școliți. Ori eu, cu un tată ucis de un nemernic, stau ca un bou pierdut în dulci visări, nu fac nimic! Înseamnă că sunt laș. Smulgeți-mi barba, duceți-mă cu preșul, înjurați-mă și am sărabt! Ah! Tu, viață! Hai de minte, dă-i bătaie! Frumos îți șade fiul unui tată iubit să dai din gură ca o târfă, ca ultimul rândaș! Minte, dă-i bătaie! Am auzit că niște spectatori ce se știau cu musca pe căciulă, văzând o scenă magistral jucată, și-au dat pe față crimele mai vechi. Stafia aia poate-i necuratul și profitând de faptul că sunt slab și trist și domină pe cei ca mine, vrea să mă arunce în iad. Adun dovezi și piesa asta este cursa mea din care cugetul regelui nu are scăpare. În perioada 2005-2010 am înființat o societate de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate. Prin societatea mea au plecat în jur de 5.000 de oameni la muncă în străinătate cu contracte de muncă. În 2010 s-a deschis un dosar penal pentru trafic de persoane și înființarea unui grup infracțional organizat. Din 2010 până în anul 2021 s-au efectuat cercetări, judecată și instanța de judecată a considerat că ceea ce am făcut eu se numește trafic de persoane. Și am fost condamnat la o pedeapsă de 7 ani. Chiar dacă, conform codului penal, trecuse acea perioadă de prescriere a faptei, nu s-a ținut cont de aceasta și am fost condamnat la 7 ani. Dar cum s-a ajuns la trafic de persoane? Dumneavoastră trimiteați doar fete afară sau cu ce se ocupau acolo? Deci, unde îi trimitea să muncească? Oamenii în construcții și diferite meserii, în agricultură, în construcții, în domeniul hotelier. Niciodată nu am trimis femei singure. Deci, dacă trimiteam femei, trimiteam soț și soție. Din 5.000 de oameni pe care i-am trimis eu în străinătate cu contracte de muncă, au existat, bineînțeles, ca în orice altă afacere, și oameni nemulțumiți.
În cazul meu au existat în jur de 20 de persoane nemulțumite. Nemulțumirea lor era că în România li s-a promis un salariu de 1100 de euro, iar acolo și-au luat 900 de euro pe lună. În opinia unor magistrați, acesta a fost traficul de persoane. Chiar dacă pentru mine a fost un mare semn de întrebare, mi-am asumat condamnarea, fiind stabilit în Marea Britanie. În momentul când am fost condamnat, am hotărât să vin să mă predau autorității să mi spășesc pedeapsa. De atunci, din 2021, încerc să-mi demonstrez nevinovăția. Nu am reușit până acum să fac absolut nimic. În opinia mea și a altor avocați, se pare că există un vid în legislație. Dacă am solicitat prescrierea în apel, nu mai pot solicita acum. Asta înseamnă că chiar dacă fapta mea era prescrisă și statul nu mai avea dreptul ca să mă cerceteze inițial, trebuie să execut o pedeapsă în mod ilegal. Nu zic, poate ca orice om am greșit, ca orice om de afaceri. Greșeala mea nu cred că a fost de trafic de persoane, dar cine sunt eu ca să pun în discuție hotărârea unui judecător? Sunt un simplu om. Și închisoarea este un loc unde este construit tot pentru oameni. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să mergem în continuare. Dar acele 20 de persoane nemulțumite, ce au spus concret la proces? Absolut nimic în ceea ce mă privește pe mine. Erau nemulțumiți de patronii la care au ajuns. Patronii în același timp au fost cercetați și judecați în țările lor și toți au fost achitați că fapta nu există. Eu, ca și intermediar, eu am fost condamnat ca și traficant de persoane. Și la vremea respectivă, în 2010, toate ziarele, toată presa spuneau de mine că eu sunt șeful traficanților de carne vie din România. Mai există chiar și acum unele reportaje, să spunem așa, pe internet. Cum a reacționat familia? După 4 luni de detenție, mi-am pierdut familia. Soția mea a băgat divorț. Copiii mei mi-au întors spatele. Am pierdut tot. La vârsta de 57 de ani. În momentul când voi ieși afară, pot să spun că sunt exact ca un om al străzii, care nu mai am nimic. Nu știu dacă... Poate am avut și eu o vină. Dar să ajungi să fii condamnat la 7 ani, după 11 ani de cercetare, timp de 11 ani nu am fost considerat vinovat. Dacă o persoană este vinovată, în opinia mea, 8 ani de zile cât prevedea codul penal, era mai mult decât suficient ca să se demonstreze că eu eram vinovat. Dar lăsând deoparte această perioadă a prescripției, dacă cineva ar dori într-adevăr să vadă care sunt temeiurile pe care am fost condamnat, cred că și-ar pune mâinile în cap. Toți avocații care au studiat dosarul meu m-au spus că la mine este imposibil să fiu condamnat. Am avut un avocat de renume în dosarul meu. Nici măcar o clipă a spus că dumneavoastră nu aveți cum să fiți condamnat nici măcar cu suspendare. Am mers pe achitare, conform dovezilor care erau în dosar. Dar nu s-a ținut cont de nimic. Probabil s-a primit un ordin de sus. Această persoană trebuie să fie condamnată. Ați supărat pe cineva? Poate, prin prisma muncii mele.
În afară de afacerea pe care o aveam, am lucrat și pentru un post de televiziune. Aproape 15 ani. Și acel post de televiziune a fost ținta unor atacuri virulente. Am fost realizator de emisiuni, am fost producător de emisiuni și trebuia să se demonstreze la vremea respectivă că acel post de televiziune găzduiește doar infractori. Eu și cu un alt coleg de-al meu de la o altă emisiune am fost ținta atacurilor.